Bine v-am găsit la Secretele Insulei de un Milion. Eu sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. Invitatul meu este Sorin, unul dintre cei mai puternici concurenți care au fost în competiția Insula de un Milion. Bună, Sorin! Salut, Cornelia! Sorin, mă bucur că ne cunoaștem. Din păcate, îmi pare rău că ai ieșit din competiție. Îți mărturisesc sincer că încă de la începutul acestei emisiuni am crezut în tine, te-am considerat unul dintre câștigători. Super, mă bucur să aud așa cuvinte frumoase din partea ta. Sunt convins că au fost multe persoane care au crezut în mine. Și să știi că nu sunt supărat că am plecat în runda semifinală. Sunt bucuros, sunt în drum spre casă și a fost o aventură total neașteptată. Am rămas surprins, am plecat cu multe amintiri frumoase și am acumulat niște informații despre mine, stând acolo și gândindu-mă la trecutul meu. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, care au fost alături de mine și care au crezut în mine, la fel cum ai spus și tu mai devreme. N-aveam cum să rostesc alte cuvinte pentru că te-am văzut acolo în competiție, un om foarte puternic. Spuneai că nu regreți că ai ieșit din competiție, însă mie mi s-a părut așa că apa aia firar să fie nu mai dădea în clocot și poate aveai o șansă. Șansa mea s-a diminuat foarte tare pentru că nu am reușit să aprind focul la timp. Nu m-am împrietenit destul de bine cu acel cremene de aprins focul, să zic așa. Ai pierdut la câteva secunde distanță. Da, a fost un photo finish, cum a spus și Cosmin în arenă, am pierdut la câteva secunde, dar mi-au plăcut concurenții, am mai jucat cu ei și mă așteptam la acest lucru din partea lor. Mă așteptam să fie cei mai buni pentru că totuși era semifinala. Și felicit și pe Jaguarul și pe Variu pentru reușită. Foarte frumos spus. Știu că faza competiției este extrem de avansată, era o semifinală, urmează o finală. Totuși, ai sperat într-o minune să-ți mai dea cineva o brățară? Nu am mai sperat nicio secundă ca cineva să mă mai salveze, deoarece toți concurenții erau în finală și nici eu, dacă aș fi fost în finală, nu aș fi salvat pe cineva. Ce le transmiți concurenților care au rămas acolo? Doar să dea totul și să fie sigur pe ei? Sau dacă am face un exercițiu de imaginație și ar fi în fața ta, ai un alt fel de mesaj sau un mesaj mai amplu? Nu, eu am aș susține acest mesaj, îi susțin pe toți în mod egal. Au fost colegii mei în ultimele câteva zile, am stat în același camp, am împărțit aceeași mâncare și îi susțin pe toți în mod egal. Și vreau să-l felicit pe Szilard, care a reușit să se califice mai devreme și să-și obțină acel loc sigur în finală. Te-am văzut acolo în competiție un om corect și ai evaluat de fiecare dată atât șansele tale cât și ale celorlalți din campul tău sau din taberele vecine. Acum, sincer, cine crezi tu că are cele mai mari șanse să câștige competiția? Cele mai mari șanse le are Jaguarul și a doua persoană în care eu cred foarte mult și am și spus asta înainte în semifinale este Alex, care a și câștigat primul meci în semifinale și a luat brățările mele. Înainte să plecăm din arenă la joc, i-a spus: Alex, tu astăzi o să câștigi. Nu am spus că eu o să pierd, dar l-am susținut că el va câștiga proba, va lua brățări și va ajunge în finală. Și m-aș bucura să și reușească acest lucru, să prindă unul din cele două locuri în finală. Eu vreau să te întreb câteva lucruri care au legătură cu insula și mai ales cu începuturile pe insulă. Și am văzut felul în care s-au format taberele. Tu ai fost în tabăra nordicilor, cea mai mică numeric. Crezi că nu a fost bine? Te-ai fi văzut într-o altfel de tabără cu alți, nu știu, prieteni poate, că unii dintre ei chiar s-au împrietenit acolo? Să-ți răspund frumos la această întrebare. Eu am fost invitat în ambele tabere. Am refuzat. În mintea mea era să caut tabăra cu cei mai puțini concurenți, unde se duc cei mai puțini.
pentru că am susținut și atunci, unde-s puțin, înțelegerea e mai bună, mai ușoară și se poate merge mai ușor departe. Și după cum s-a văzut, eu cu Nicoleta am rămas ultimii nordici, să spunem așa, și am ajuns cei mai departe, iar eu urmând ca după aceea să rămân ultimul nordic care a ajuns în semifinală și acolo a pierdut. Mă bucur că am ales așa, mă bucur că am fost puțin. Dacă ar trebui să repet din nou această experiență, aș proceda la fel. Și s-a văzut pe parcursul emisiunii că unde au fost mulți, totdeauna au fost discuții la mâncare, totdeauna au fost discuții la dormit, totdeauna au fost discuții de ce tabăra X vorbește cu tabăra Y, și atunci am preferat ca aceste discuții să le evit, tocmai să fiu mai relaxat și să mă pot concentra mai mult pe jocuri decât pe a rezolva anumite probleme în tabără. Au fost și la voi probleme cu doiumul? La noi a fost o singură problemă și mare, pe care în momentul în care am descoperit-o, eu m-am separat de ei. Din acea secundă nu a mai fost nici o problemă pentru mine, dar din partea lor a rămas să pun așa un pic de răzbunare și mereu își doreau ca atunci când eu eram în runda decisivă, Sorin să fie cel care pierde runda decisivă. De multe ori Niculeta mi-a spus că vrea brățara, pentru că brățara ei a ajuns la mine la un moment dat și a zis că ea vrea să-mi ia brățara înapoi. Deci cumva din partea lor a mai rămas o rivalitate. E momentul în care m-am separat, n-am fost supărat pe ele, le-am și ajutat, am și gătit pentru ele ca să poată să se hrănească înainte de joc. Adică eu nu am păstrat nimic personal cu nimeni, chiar dacă ne-am certat în acea zi în care eu m-am separat de ele și de Mihai. Da, atunci s-au văzut conflictele mai puternic din fața micului ecran, mai ales al tău cu Nicoleta. Da, conflictele au fost văzut foarte puternice pentru că ambele campurile au ascultat doar povestea lor și n-au venit să mă întrebe și pe mine ce s-a întâmplat, dar nici eu nu m-am dus să mă plâng și nu m-am dus să dau explicații. Cine a venit m-a întrebat, am răspuns, eu nu am fost... Au fost și câteva lucruri inventate și asta m-a deranjat, dar am zis... La cine a venit, credeți-le pe ele, adevărul va ieși la iveală. Dar vreau să te întreb și eu ce s-a întâmplat acolo, dar să-mi spui așa mai detaliat. Da, pot să spun dacă vreți și de la ce a început acea bruscare sau cum a numit-o Nicoleta, m-a bruscat, m-a agresat, a spus. Eu, separându-mă de ei, am rămas fără recipient în care să-mi gătesc. În acea zi am cerut de tabăra sudicilor o oală în care să-mi pierd și eu niște orez. Și mi-am pierdut orez, mi-am pierdut o cantitate mai mare să nu fac asta în fiecare zi, să nu fac porții de mâncare pe mai multe zile. Și eu mai aveam ceva recipiente în tabăra mea, mă rog, în cortul construit de mine cu Mihai. Și m-am rugat foarte mult de ele să-mi dea și mie acele recipiente. Era vorba de un singur recipient, chiar gol, pe care ele le-au aruncat pe jos și a spus că eu nu mai am voie și dreptul la nimic de acolo și eu m-am aplecat și mi l-am luat singur. Moment în care Nicoleta a zis, a, da, păi stai că ți-arunc și eu tot ce ai prin cort și eu m-am dus în fața cortului să nu o las să intre, pentru că erau în cort doar hainele mele, nu erau altceva. Și ea atunci m-a prins pe mine de mâini, ceva de genul așa. Eu am stat așa cu palmele în toată acea agresivitate și ea a început să mă bruscheze, să tragă de mine și la un moment dat, dându-se în spate, s-a lovit de un buștean pe care eu ședeam când făceam focul și eu am ținut-o, adică ea s-a ținut de mine și eu am ținut-o și s-a așezat pe buștean. M-a lăsat, eu am plecat și ea iar a venit și m-a prins. Și atunci a ajuns și Mihai între noi și a zis, bă, opriți-vă. Cam asta a fost bruscarea mea din partea asupra ei, să zic așa. Eu n-am făcut nimic. Pur și simplu am ținut echilibru, ea m-a tras în stânga-dreapta, s-a împiedicat, am lăsat-o să șadă pe buștean, nu am împins, nu am târât-o, cum a susținut în arenă. La un moment dat a și arătat o vânătaie pe șold. Pe nisip n-ai cum să te învinețești dacă te târăști. Poate da, te arzi, dar nu te învinețești. Și în toată această acțiune, Ileana a avut mare grijă să-mi arunce mâncarea pe jos, cafeaua pe jos, care o aveam boabe, să-mi arunce uneltele care le aveam în camp și mă foloseam de ele să supraviețuiesc. Mi le-a aruncat în junglă și, nu știu, a fost foarte urât acțiunea ei, să zic așa, să arunci mâncarea gătită pe jos. Indiferent că e a ta sau nu, eu nici acasă nu arunc mâncarea, nu știu, nu-mi place să arunc mâncare, dar aminte să fac rău intenționat să arunc mâncarea cuiva.
Mai ales în condițiile de acolo în care voi chiar nu aveați mâncare. Multă vreme a stat flămâns. Da, eu am stat foarte flămând comparat cu ele. Și cumva eu am vrut prin acel furt. Vă explic și cum a fost furtul. Noi eram în arene și s-a anunțat, aveți o surpriză în camp. Eu am fugit repede în camp. Eu am ajuns primul la cutie, m-am gândit să iau câteva conserve să le pun în nisip, le-am astupat, au ajuns și ei ulterior, am luat ce am apucat, paste și lucruri mai mari, ei au luat lucruri mai mărunte și au luat mai multe decât ei. Deci eu singur am luat mai mult decât ei, 4 la un loc. Eu mi le-am pus în cort, după care m-am dus și mi le-am luat și pe cele din nisip. Și în toată această perioadă nimeni nu a zis niciodată, hai să ne oprim și să împărțim. Și ele luau în același ritm în care luam și eu din cutie. Dar în ciuda faptului că la final au văzut că am luat mai mult decât ele, ele au mers repede în celelalte tabere și au spus că le-am furat mâncarea. Mie mi se pare a fura, în momentul în care cineva nu e acolo, să iei un lucru sau mâncarea. Să zici, bă, voi n-ați fost în cort, eu am venit și am luat mâncarea și când ați venit în cort v-ați trezit fără mâncare. Da, m-am furat mâncarea. Eu am considerat așa, nu știu, s-a deschis un magazin, toată lumea a intrat brusc în el, fiecare a luat ce a apucat și a plecat. Eu așa am considerat. Pentru mine n-a fost un furt. Am vrut să fie și un exemplu pentru ele, o lecție. Eu am cedat cu mine toate porțiile noastre de mâncare pe care le-am primit de la Sudici și de la Vestici și mi-am dat seama 3 zile la rând, ele nu au făcut nimic în afară de plajă și povești cu alte persoane din alte campuri. Nu mă deranja că a făcut treaba asta, dar nu a adus niciun beneficiu taberei și eu atunci am zis că nu, mai vreau să lupt pentru tabăra aia 100%, vreau să lupt 50-50, adică dacă aduc mâncare, jumate o păstrez eu, jumate le dau lor, adică încă mai țineam și la ei. Dar a venit Adina următoarea zi cu nominalizarea făcută, promisiunea pe care a făcut-o, cât timp a stat la noi în camp de când a venit, 6 zile la rând, zicea Sorine, dacă pic la roată, intrăm amândoi, jucăm, nu știu ce. S-a întâmplat să pice la roată și surpriză următoarea zi, nu am jucat, nu s-a respectat nici decizia ei. Și am zis, bă, înseamnă că voi toți împreună nu țineți cu mine sau nu țineți cont și de părerea mea. Și atunci am zis, ok, eu îmi văd de treaba mea, voi vedeți-vă de strategia voastră, pentru că nu suntem pe aceeași undă. Și îmi pare rău că nu au vrut să fie puțin ascultător față de mine, pentru că am fi ajuns mult mai departe împreună cu toți. Acum la rece, Sorin, dacă ai putea să-i caracterizezi pe foștii tăi colegi în câteva cuvinte, să spui câte 2 cuvinte despre fiecare în parte, cum ai face? Da, uite, eu la Nicoleta i-am spus din primele zile că e luptătoare, că o văd foarte puternică, a și dovedit acest lucru. La Mihai i-am spus, dacă îți vine o probă sportivă, pici din prima, dacă îți vine o probă pe cuvinte, propoziții, adevărat sau fals, ești numărul 1, pentru că are o capacitate foarte, foarte bună de a memora și are o cunoștință foarte vastă în anumite domenii. La Adina i-am spus la fel, ești o luptătoare, îmi place că provoci, îmi place că ești sigură pe tine. Și un lucru pe care l-am spus vis-a-vis de Nicoleta, de Ileana, pardon, e singura persoană care m-a uimit de pe acea insulă. Din toate 49 de persoane care au fost acolo, e singura care pe mine m-a uimit. În rest, cu toții au procedat frumos, la mulți le-am ghicit strategiile, dar Ileana m-a surprins incredibil. Foarte multe zile a vorbit doar despre Dumnezeu, doar despre copii, doar despre educație și după aceea 4 zile la rând m-a jignit în toate modurile posibile, lucru pe care l-am acceptat până la un punct și am zis nu mai merge, adică hai să ne oprim. Și atunci am și spus în arenă, pentru că s-a ajuns la familie și a dat seama că nu m-au afectat cuvintele doar despre mine, dar în momentul în care a ajuns la familie, pe mine m-a afectat și am zis că eu sunt aici, sunt ok, sunt implicat, dar familia mea nu este aici, nu o cunoști și nu ar trebui implicată, pentru că nimeni nu știe cine sunt părinții noștri acasă sau ce persoane sunt acasă. Și faptul că au spus că părinții mei nu sunt educați și că eu nu am fost educat de ei la rândul lor, pe mine m-a deranjat foarte mult, pentru că știu ce se află în spatele la 27 de ani pe care aveam atunci pe insulă, acum am făcut 28 de ani, am împlinit acolo, m-a deranjat. Și atunci am fi spus în arenă că mi se părea de bun augur să se ia o oarecare măsură. Conviețuirea a fost destul de dificilă acolo.
Ce i-a mai fost greu lui Sorin pe insulă? Cel mai greu a fost să accepți trecerea timpului. Timpul trecea foarte greu acolo, iar în tot acest timp aveai timp să te gândești la familie și să te gândești dacă bine, dacă totul este în regulă. Pentru mine asta a fost cel mai greu și faptul că am stat departe și fără contact față de iubita și familia mea. Da, și faptul că, uite, foamea și toate lucrurile care sunt acolo, condițiile dificile, te și transformă. Noi ne-am întâlnit la plecarea ta de la Otopeni în Republica Dominicană într-o altă stare, adică și într-o altă formă fizică. Te văd acum transformat. Da, da, foamea ne-a transformat foarte tare. Eu pot să zic că am făcut față cu brio, chiar dacă am simțit de foarte multe ori foame, am avut zile în care nu am mâncat nimic, am avut zile în care am mâncat două căpățâni de usturoi, doi căței de usturoi, am avut zile în care am mâncat o jumătate de ceapă, am împărțit o ceapă cu Mihai și el a mâncat jumătate și eu jumătate. Au fost zile foarte grele și mi-am dat seama că chiar dacă eu reușeam să fac rost de mâncare, eu pierdeam foarte mult, mă pierdeam pe mine foarte mult și fizicul meu și condiția mea fizică de a lupta. Iar eu acolo m-am dus să joc și am zis, dacă eu pierd în continuare fizic și nu joc, nu vor nici fetele să joace, înseamnă că nu o să o ducem bine. Și atunci am preferat să mă separ, să reușesc să mă întrețin cu puținul pe care l-am mai bine pe mine, că atunci când sunt nominalizat, să pot face față provocărilor și adversarilor în același timp. Uite, ai barbă, câte kilograme ai slăbit? M-am cântărit la hotel. Eu când am plecat de acasă aveam 82 de kilograme și m-am cântărit la hotel, aveam 70 de kilograme. Am pierdut 12 kilograme în acest context. Da. Te-a ajutat faptul că ai fost în legiunea străină să te adaptezi mai bine pe insulă față de celelalte persoane? Da, eu zic că m-a ajutat. În ce sens m-a ajutat? M-a ajutat să mă controlez mai bine. Nu m-a ajutat că am fost mai rezistent la foame sau așa, pentru că foarte mulți au fost rezistenți la foame, dar m-a ajutat să fiu un pic mai conștient, să înțeleg că trebuie să suport asta și da, proporție de 90% a fost un mare beneficiu pentru mine, experiența pe care am trăit-o în legiune. Vreau să revenim un pic la concurenții care au ajuns în finală până în acest moment. Eu l-am înțeles pe Silar de la început, am știut cum joacă, am știut din prima zi în care a venit la mine și mi-a spus, uite, îți dau eu ceva la schimb, dar nu nominalizezi din tabăra noastră. Și am văzut că el gândește la ceva strategie încă din prima zi. Eu n-am plecat pe nicio strategie, eu am zis, bă, joc, câștig, pierd. Nici n-am putut să fac strategiile dacă aveam, pentru că n-am plecat niciodată la ruletă. Deci chiar dacă aveam o strategie în cap, nicio șansă să o aplic. Am mers la meci doar pe mâna lor, a studicilor și a vesticilor, și pe mâna Nicoletei odată. Mă bucur pentru el, eram convins că va face treaba asta. L-am văzut din prima zi și am zis, va fi un adversar puternic pentru mine și de aceea am și ținut să joc de la început cu el. Și am și spus de ce vreau să fac treaba asta, pentru că dacă eu risc să joc cu el, risc ca eu sau el să piardă și să plecăm acasă, iar alt concurent, poate mai puțin slab fizic sau poate cu mai puțin noroc sau poate cu o zi mai proastă, are o șansă să ajungă mai departe sau chiar în finală. Eu așa am luat-o și am și spus treaba asta, vreau ca toți concurenții să aibă o șansă. De aceea, care suntem mai sportivi să concurăm între noi, cum ar fi fost să concureze eu cu Silard împotriva lui Angela și Elena. E clar că toți banii se puneau pe noi că o să câștigăm meciul, dar foarte, foarte rar erau anumite jocuri în care fizicul nu conta absolut deloc, echilibrul nu conta deloc, pur și simplu norocul pe care ai în acea zi, dacă l-ai, treci, dacă nu, nu. Ai fost perceput da. Acolo un tip arogant. De ce? Știai că asta este impresia pe care o lași? Impresia asta o las foarte des și am și spus treaba asta, adică am recunoscut-o eu, cred că din prima zi pe insulă. Eu am zis așa, eu nu am venit aici să fac prieteni, dar cu siguranță după această experiență
socială, noi care o să ne întâlnim, o să ne împrietenim pentru că ne dăm seama ce oameni frumoși suntem, ce oameni cu joburi diferite. Ne putem ajuta, ne putem întâlni la diverse evenimente și să socializăm ca prieteni, nu ca și adversari. E greu să te împrietenești cu cineva care știi că peste câteva zile poate să ajungă să fie adversarul tău și eu așa am gândit-o. Și mi-am pus niște bariere. Nu am vrut să mă duc să deschid anumite discuții cu cineva pentru că am făcut asta cu 3-4 persoane și mi-am demonstrat singur că am spus ceva, iar acea persoană a ajuns cu un alt mesaj la altcineva și am zis, mamă, orice vorbesc aici este împotriva mea și se și dezvoltă, adică se și adaugă cuvinte în acea propoziție și am preferat să mă retrag și să stau în liniște. Dar pe parcurs, nevoit fiind treia să mă mut în tabăra, să-mi aleg o tabără, iar în ultimele zile în acea tabără foarte mulți oameni au descoperit de fapt cum este Sorin și cine este Sorin. Și cum este Sorin? Pentru că pari un tip singuratic și așa crede lumea că ești și în viața de zi cu zi, dar vreau să-mi spui tu cum ești. În viața de zi cu zi am foarte mulți prieteni, foarte mulți, foarte mulți amici, pentru că am călătorit foarte mult, am avut diverse joburi. Sunt foarte apreciat la locul de muncă, sunt iubit de multe persoane. Eu unde am lucrat, mai mereu șefii sau așa mi-au spus că tu nu ești doar angajatul nostru, ești membrul al familiei și acest lucru mi-a dat așa o încredere în mine că fac bine ceea ce fac, dar nu sunt genul de persoană să mă duc să interacționez cu cineva, adică nu știu, și dacă era vorba de a merge într-o locație sau ceva, nu mă duc la o persoană, salut, uite, eu sunt Sorin, tu cine ești, ce faci, mai să ne împrietenim. Dar în contextul jobului și în contextul acțiunilor din afara jobului, am foarte, foarte mulți amici. Mă bucur de ei, mi-au demonstrat că îi merit, eu le-am demonstrat că mă merită să fac parte din viața lor. Și cu siguranță, după ce reușesc să ajung la București și să călătoresc puțin prin România, să mă întâlnesc o parte din ei, o să schimbe părerea și mulți au făcut-o pe Instagram și au spus că le pare rău după aceea. Asta este un câștig dacă la final ai plecat așa, cu felul în care te percep oamenii. Da, eu mereu am spus că sunt un câștigător indiferent de situație, pentru că la un moment dat Mariu a comentat într-o arenă că Sorin a jucat 5 meciuri și n-a câștigat niciunul în prima rundă decisivă. În prima rundă mereu a ajuns în runda decisivă. Dar eu în același timp puteam să dau un exemplu contrar. Cristi a jucat 3 meciuri, primele două le-a câștigat și a făcut brățări și la al treilea a plecat acasă. Cine a fost mai luptător între mine și Cristi? El că a câștigat 2 și la al treilea a plecat acasă? Sau eu că m-am salvat în 9 meciuri, din care 7 au fost cu rundă decisivă? Și poate ai aflat sau nu, sunt concurentul de insula, de pe Insula de 1 milion, cu cele mai multe nominalizări și jocuri jucate și mă bucur că am zis asta în primul episod, că o să fiu cel mai nominalizat și jucat om pe această insulă și mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta, că l-am îndeplinit, să spun așa, și eu am plecat foarte împăcat cu ideea asta. Da, îți doreai lucrul ăsta, da. Ai declarat de foarte multe ori că vrei să joci. Da, am declarat că vreau să joc, când am avut ocazia am și intrat la joc, n-am zis niciodată că vreau să joc și cumva să stau așa deoparte, sper să nu mă nominalizeze. Din potrivă, de multe ori am și întărătat puțin taberele, i-am adus așa că, băi, e frică că sunteți lași, că nu nominalizați, că vă bateți cu pumnul în piept degeaba și cumva mi-a mai pus un pic în cap, am zis, poate mă mai bagă și pe mine la joc. Am avut foarte, foarte multe meciuri în care n-am fost nominalizat, foarte multe zile la rând. E adevărat, ați fost și foarte mulți concurenți acolo pe insulă. Până la urmă trebuie să și joace toată lumea. Care va fi primul lucru pe care îl vei face atunci când vei ajunge în România? O să-mi iau iubita în brațe, clar. O să-mi îmbrățișez iubita. O să fie primul lucru pe care îl fac când ajung în România în aeroport. Da, e primul lucru pe care vreau să fac. Să stau câteva zile doar eu cu ea, să pot să-i povestesc ce am trăit acolo, să pot să gătesc împreună cu ea, să recuperăm așa
într-un timp scurt să recuperăm mult timp în care am fost separați. Nu pot să nu te întreb dacă atunci când ai cunoscut-o pe ea ai fost așa mai îndrăzneț totuși. Ți-ai călcat peste modul tău de a te comporta, adică să fii tu cel care face primul pas. Vreți să vă dezvălui în exclusivitate cum am cunoscut-o? Da, normal. Eu sunt foarte curioasă. Aici sunt toate secretele, nu doar de pe insulă, ci și ale concurenților. Da. Unde lucrez eu la restaurant? La 11:30 eu mă fac curat în bar și plec acasă. Colegii mei care lucrează pe sală rămân. Mai sunt clienți care mai vor să mai stea la o poveste sau așa. Ei mai rămân un timp peste program. În acea seară în care am cunoscut-o pe Larisa, rămăsesem doar eu și cu un coleg și am spus lui, uite, dacă vrei poți să pleci acasă, rămân eu. A fost prima dată când am făcut acest lucru, să rămân eu peste program. Nu este în atribuțiile mele. I-am zis lui, pentru că era o fetiță de 6 ani acasă și am zis, poate o mai prins pe ea trează și mai stai cu ea. Și în acel moment erau 7 fete pe terasă, din care una își serba ziua de naștere, aniversarea. Și mi-au spus să stau cu ele la masă. Inițial am refuzat prima dată, dar am zis, bă, hai că pentru jumătate de oră mă pun și eu cu ele la masă și mai povestesc. Eu venind din legiune, nou în București, fără prieteni, am zis că mai socializez și eu, că chiar nu am făcut de mult treaba asta. Și din toate care erau la masă am văzut-o pe ea și am zis, da, ea este. M-am chinuit foarte mult să o caut pe Instagram, eu neavând Instagram, adică am avut un Instagram, dar făcut așa ca să pot să păstrez legătura cu niște amici din legiune, cu total alt nume, nu aveam nicio treabă cu numele meu. Am căutat-o și am găsit-o, i-am dat mesaj, am așteptat câteva zile să-mi răspundă, am riscat a doua oară să-i dau un mesaj, cu speranța că poate îl va primi și într-o final a răspuns și m-am bucurat și de acolo s-a continuat discuția. A fost invitație la cină după aceea. N-am fost doar eu cu ea, am fost mai mulți pentru că eram foarte timid. Eu fiind de foarte mult timp singur și singur în sensul că nici măcar nu mai vorbisem sau socializasem cu altcineva. Și a fost înțelegere 100% din ambele părți. Orice întrebare eu adresam, eram ca și cum îmi răspundeam eu din partea cealaltă a telefonului. Și am zis, wow. Și lucrurile au decedat foarte, foarte frumos. Ea a fost și fata care m-a pus să mă înscriu. A zis și prima care încredere în mine și că voi ajunge departe. Și cred că am ajuns suficient de departe încât ea să fie mulțumită și să spună, da mă, este bărbatul acela pe care, în care eu am încredere. În care am crezut. Așa era atunci. Ce frumos! Sunt sigură că a fost mândră de tine pe toată perioada competiției. Te felicit, Sorin, pentru tot traseul tău acolo la insula de 1 milion. Drum bun spre România! Da, mai am 2 ore de așteptat aici, 2 ore pe avion și sunt și eu acasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de mine azi. Vă aștept, ca de obicei, la o altă ediție a emisiunii Secretele Insulei de 1 milion, foarte curând. La revedere!